Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important din această seară, pentru că va fi interesant. Și nu doar interesant, dar după 2 martie, doar la noi, la TVC21, veți auzi informații care nu au mai fost aduse nici la un post de televiziune și nu s-au discutat prin alte părți. De aceea vă invit să fiți foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă la noi în studio și să luați notițe, pentru că oamenii care sunt astăzi în studio ne vor spune lucrurilor pe nume și ne vor povesti cine și cum trebuie să ia atitudine față de oamenii care cu adevărat sunt numiți patrioți ai Republicii Moldova. Așa, și vă invit să-i auzim cine sunt aceștia. Este Constantin Covrig, veteran al Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger. Bună seara și bine. Bună seara, bine am găsit. Vă mulțumesc că ați avut timp. Cu plăcere. Acum seara în emisii directe să discutăm aici. Oricând. Nicolae Catanoi, veteran pe platoul Căușeni-Bender, grupe speciale. Bună seara, domnul Catanoi. Bună seara. Tot respectul față de dumneavoastră și de dumneavoastră, desigur. Și în dreapta mea, Anatolie Macovei, veteran de război, colonel de poliție. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră ați mai fost și ieri pe aici, pe la noi, doar că vorbitorii noștri de limba rusă au fost foarte atenți. Acum e invitat pe toți ceilalți, toată Republica, să fie aici, pentru că domnul colegul meu, scripnic, a făcut așa un anunț că nu avem dreptul acum să nu spunem informație utilă, pentru începând de la primele fețe ale statului și până la omul care cu adevărat muncește în această țară și luptă pentru ca noi să ne dezvoltăm. Așa? Corect? Da, mulțumim pentru invitație. Așa. Vreau să înțeleg că avem timp berechet și să-mi povestiți în ce constă toate revendicările dumneavoastră pe care le-ați prezentat pe 2 martie. Care sunt acestea? De ce ați venit cu aceste revendicări? Ce nemulțumiri aveți în decursul a 28 de ani în Republica Moldova? Ce atitudine până acum au avut guvernanții față de dumneavoastră? Și de când s-a început? Pentru că noi, oamenii simpli, de la televizor, am văzut că s-au adunat niște veterani pe 2 martie, au blocat străzile, au cerut niște revendicări, s-au întâlnit cu Chicu o zi, a doua zi. Astăzi vreau să spuneți pe puncte de când comunicați, că am eu informație că dialogul s-a început pe 9 ianuarie, deci nu este propriu ziua ce e necesitatea de a veni și de a auzi, corect? Și de la cine începem, da, ca să fie dumneavoastră începem. Să mai mănânțit colegul nostru, Anatol Mucovei, dar folosind de această platformă, vreau să mulțumesc televiziunii noastre TVC pentru oportunitatea de că ne-ați invitat și pentru oportunitatea de a ne expune și de a povesti din prima sursă la toți veteranii, la toată societatea, la toată Moldova, care e durerea noastră, care e solicitările noastre, care ce motive ne-a impus ca noi să ieșim nu pe 2 martie, 2 martie a fost așa o manifestație mai amplă, dar cronologia acestor evenimente va vorbi colegul nostru Anatolie Macovei. Da, foarte bine. Macovei, vă ascult. Cum am mai menționat în diferite ipostaze, țin să duc la cunoștință tuturor telespectatorilor că pe la data de 9 ianuarie anul curent, un grup de colegi a mers într-o conferință de presă, au făcut o cerere către guvernare unde au fost indicate un șir de revendicări cu caracter social. Au fost depuse corespunzător în cancelarea guvernului și la 19 ianuarie au avut o întâlnire cu prim-ministru Chicu. Deci nu prima dată a fost pe 2 martie întâlnirea cu Chicu. Nu, la 19 ianuarie un grup mai larg așa de veterani de război au avut o întrevedere cu domnul Chicu, unii i-au explicat, spunem într-o discuție, care sunt cerințele noastre față de guvernare, argumentele necesare s-au adus, care, la părerea noastră, a venit cu o reacție foarte și foarte neadecvată, a convocat o ședință a așa numitului Consiliu Național pentru întrebările veteranilor de război. Atunci, a fost după acea întâlnire pe 19 ianuarie, a fost convocat Consiliul. Ședința Consiliului a avut loc la Casa Armatei pe data 24 ianuarie, unde mă opresc mai jos să vă dau niște explicații.
Dar să vă spun din start că acest Consiliu Național are un caracter consultativ. El nu, componența acestui Consiliu nu reprezintă, nu ne reprezintă pe noi ca veterani de război în masă mai mare. Câte persoane sunt din eu nu vă pot rândurile veteranilor acolo? Din rândurile veteranilor sunt câteva persoane care sunt și președinți de organizații de veterani de război. Mă întorc la data... Dar de ce ziceți că nu vă reprezintă? Nu ne reprezintă, fiindcă pe noi nu ne-a întrebat nimeni absolut cine trebuie... Trebuie la, să fac parte la, din acest... În tot, am înțeles. Deci îi considerați că ei nu vă reprezintă? Nu ne... Mai jos o să ne oprim. Da, bine. Eu mai okay. Nu ne reprezintă, dat fiind faptul că sunt niște președinți de organizații de veterani de război. O parte din membrii Consiliului. Altă parte îl ocupă miniștri, câțiva miniștri sau secretari de stat din cadrul guvernului, care la fel nu ne reprezintă pe noi, deci acest Consiliu a fost disemnat într-o manieră foarte batjocoritoare față de veterani de război, a fost disemnat fără ca pe noi să ne întrebe la 24 și președintele acestui Consiliu, într-un fel sau altul, s-a autodenumit ministrul apărării, care nu este veteran deci de război. Deci nu a fost ales de întreaga ședință, s-a autodenumit? Deci, pe data 24 ianuarie, când ne-am prezentat la Casa Ofițerilor, erau cordoane de ofițeri din cadrul Serviciului de Pază și Protecție, din cadrul Ministerului de Interne, care aveau în mână liste cu nume cine are acces selectate interior. Da, în clădirea casei ofițerilor, casei armate. Pe noi lucrul acesta foarte mult ne-a revoltat. Noi am venit ca să avem o discuție într-o manieră liniștită, să avem un dialog. Deci, dumneavoastră presupuneți chiar atunci au început niște elemente de provocare sau elemente de discreditare, de stabilizare situației și dispersarea voastră pe oamenii noștri și ai lor, da? Da. Okay. Și vă explic de ce. Când noi ne-am revoltat tare, până la urmă ne-au dat accesul și când am intrat în sala casei armate, majoritatea locului erau ocupați de niște persoane care nu ne cunoscute pentru noi. Deci o parte din ei erau veterani ai flotei maritime militare, o parte erau niște doamne din uniform militar care își exercită serviciul în cadrul Ministerului Apărării. Pentru veterani, propriu zis, practic locuri nu mai erau în sală. Sau a fost o îmbulzeală, majoritatea veteranilor, chiar și veteranii care au grad de invaliditate, au stat în picioare în fața noastră, a ieșit prim-ministru și într-o manieră cam... Atunci tot l-ați așteptat așa, obraznică. Pe data de două. Da. Tot așa l-ați așteptat. Cam obraznică. Mi-a spus că am înțeles că aici merge vorba de bucluc, de bataie, de atâta eu am venit. Nu ne-a părut tare straniu lucrul acesta. Deci frazele acestea aruncate v-au părut destul de înfăsitoare pentru felul în care vinea la prima discuție, așa să înțeleg. Membrii acestui Consiliu care a fost dat citire, cel puțin nu s-au urcat pe scenă, adică erau în jos din... Noi, în locul unde ne aflam, nici noi am văzut la față pe acești oameni. Au fost pe rând, li s-a oferit cuvântul reprezentanților ministerilor, au adus la cunoștință niște dări de seamă față de atitudinea lor, rezolvarea problemelor unor veterani în cadrul acestor instituții. Au constituit acest Consiliu într-un mod fără cel puțin să ne întrebe pe cei din sală. Pur și simplu ne-a anunțat că iată, este creat un Consiliu cu care... Dar de cuvânt din partea dumneavoastră celor care au fost? Nu, a fost acceptat nimeni. Nu a acceptat? Nu. Nu a fost invitat la microfon, nu a fost oferit posibilitatea de a vorbi cineva, de a-și expune poziția, părerea.
A fost o situație regizată care au dus la o revoltă și mai mare. Mare. Deci atunci s-a înfiripat această nemulțumire că vă folosesc și nu vă iau în seamă cum trebuie, da? Da. Și noi ne-am adunat după evenimentul ăsta, mai mulți veterani, am foarte multă lume venită din teritoriu și a exprimat nemulțumire față de cele petrecute în această sală. Deci noi am decis să facem o întrunire la data de 8 februarie. Atunci în sală, încă fiind prim-ministru, cineva din colegii noștri i-a adresat această întrebare și dumnealui ne-a promis că ne va fi dat posibilitatea de a face această întrunire în Palatul Național Nicolae Sulac. După chiar două zile am început să ne interesăm, să îi asaltăm cu sunete, să mergem la guvern, s-a uitat de tot acest lucru și la data de 8 februarie ne-am adunat în Piața Mare Adunării Naționale. Uite, la Nicolae Sulac e simplu, sun, iei închirie și nu... Am avut o promisiune, din partea prim-ministrului, care cu regret nu a fost îndeplinită. Și am fost nevoiți la data de 8 februarie să ne adunăm în Piața Mare Adunării Naționale. Unde am fost circa 3.000 de veterani de război, avem acest fapt confirmat prin semnătorile fiecăruia. Am decis să mergem în timpul acesta, între 24 ianuarie și 8 februarie, împreună cu mai mulți colegi, am elaborat două proiecte de legi. Prima care spune despre faptul că pentru a soluționa eficient problemele veteranilor de război este necesar de crearea unei entități în cadrul guvernului, cum ar fi un birou sau un departament care se ocupe doar de problemele veteranilor de război. A doilea proiect de lege este despre faptul că noi cerem ca în țara noastră să fie instituită o zi de comemorare și recunoștință, una unică, dat fiind faptul că sunt veterani mai multor războaie. Și statutul de veteran de război îl au și colegii care au participat la lichitarea consecințelor avariei din Cernobâl. Nu mai vorbesc de veteranii războiului din Afganistan. Avem 298 de colegi care sunt veterani ai altor războaie, cum ar fi continentul african, Asia Mijlocie, etc. Noi am cerut, prin prezentarea acestui proiect de lege, instituirea unei zile comune. Da, și ați numit-o Ziua Recunoștinței, da? Da. Am dat citire și am dat posibilitatea fiecărui veteran aflat la această adunare pe data de 8 să-și exprime poziția referitor la revendicările cu caracter social. Vă le să spun unele din ele. Haideți, da, vârsta, să audă și telespectatorii. Da, vârsta de pensionare a unui veteran de război trebuie să fie mai mică decât a unui altor categorii de cetățeni. Dumneavoastră, acum spuneți completarea celor care sunt în legea 190 sau spuneți le repetați și pe acelea? Că știu că este. Da, sunt câteva dintre însele care sunt reflectate, majoritatea din ele sunt reflectate în legea 190. Așa. Dar dumneavoastră ați anticipat un pic când am ajuns. Bine. Acordarea polițelor de asigurare pentru fiecare veteran de război. Dat fiind faptul că noi, care am activat pe timpul războiului din 91-92 în structuri de forță, avem polițe de asigurare până la sfârșitul vieții. Dar avem foarte mulți veterani de război care au mers voluntar. Colegul nostru și prietenul nostru Nicolae se va opri mai jos la acest moment. Dumnealor nu beneficiază de această poliță în virtutea faptului că au activat în alte, la civil, în alte instituții.
Noi am cerut ca fiecare veteran de război să beneficieze de o poliță de asigurare, să beneficieze de un tratament balneosanitar, cum ar fi un tratament de reabilitare, să aibă o pensie care corespunde unui coș minimum de consum care este undeva în jurul la 2000 de lei. Uh-huh. Colegii veterani de război care sunt, care au fost în timpul războiului răniți, au rămas cu un grad de invaliditate, pentru dumnealor cifra asta să fie mai majoră, pentru să luat în seamă problemele văduvilor, mamelor care au pierdut ficiorii în timpul războiului, copiii care au rămas, fiindcă mulți colegi de noștri care au căzut pe câmpul de luptă au rămas copiilor să beneficieze de indemnizații. Deci toate cerințele noastre sunt doar cu caracter social. Uh-huh. În legătură cu acea... S-au dat citiri, s-au dat permisiuni să vină toți colegii cu amendamente, cu completarea acestor cerințe. S-a votat? S-a elaborat o rezoluție, uh-huh, care a fost supusă votului. S-a votat această rezoluție unanim. Tot în ziua aceea? Da, pe data de 8 asta 8. A fost. Uh-huh. Și noi am dat promisiunea față de toți veteranii care au participat la acest eveniment și cei care nu au putut să vină în virtutea faptului că n-am avut o posibilitate să le comunicăm acest fapt, că nu mai târziu decât la data de 10, asta au fost luni, să mergem și să înregistrăm tot despre ce am vorbit eu în cancelarea guvernului. La data de 10 am mers un grup de veterani la guvern, am depus toate aceste acte, toate acest pachet de acte, unde am indicat în rezoluție că terminul pentru examinare și așteptăm un răspuns, așa mai simplu spus, timp de 2 săptămâni, până pe data de 24 ianuarie. Uh-huh. Le-ați dat termen, deci. Da. Februarie. Până pe data de 24 februarie. Ce s-a întâmplat în aceste 2 săptămâni? Nu s-a întâmplat absolut nimic, mai mult ca atât, din informațiile care le-am deținut, acest pachet de documente prim-ministrul nici cel puțin nu a binevoit să le examineze, să intre în esența lor, au fost transmise unui consilier. Nu, au fost transmise într-un minister, în cadrul unui minister, unui birocrat. Chiar repartizat așa minister, ca să fie... dumnealui să ne dea un răspuns. Asta din sursele dumneavoastră, da? Da. Dar oficial, când oficial n-am primit niciun răspuns, nici până la ziua de astăzi, niciun răspuns oficial. Dar aveți actul de înregistrare? Tot este. Uh-huh. Da, evident. Okay. Este și public. Uh-huh. Deci, contrar prevederilor legale și... pe noi ne-a mirat faptul că cel puțin am avut un răspuns intermediar. Acolo, în pachetul de documente depus, în cerere depus, în partea rezolutivă a rezoluției, mai jos au fost indicate numele noastre de telefon. Deci aveau posibilitatea să vă telefoneze și să vă comunice că ei sunt în lucru, că acest dosar este la acela, la X, la Y și urmează acest să vă spune. Nici asta nu s-a întâmplat. Nu. Noi, pe data de 20... și un moment care l-am scăpat la acest eveniment care a avut loc pe data de 8 februarie, la această adunare, a fost votat un grup de inițiativă, un consiliu care reprezintă toți veteranii de război care au participat la aceste... Deci dumneavoastră pe aceștia îi vreți să-i vedeți în consiliul acela pe care l-a format pe 19 ianuarie, nu? Nu, noi suntem un grup de veterani care îi reprezentăm pe domnii care au semnat în piață, care au fost prezenți. Așa. Noi am fost, datoria noastră a fost să comunicăm colegilor noștri că nu am primit un răspuns. Ceea ce am făcut pe data 25-26, au venit foarte multe mesaje de revoltă din teritoriu.
de la, cu propunere să facem o întrunire pe data de 2 martie, necățând la faptul că este o zi de comemorare, dar poate și nu avea să aibă loc ceea ce a avut loc, dar cu 2-3 zile înainte, majoritatea parlamentară la cererea unui grup de deputați de a recunoaște ziua de 2 martie ca o zi de comemorare, n-au susținut, n-au votat. Ceea ce a revoltat pe foarte mulți veterani au rămas în teritoriul unde s-au organizat mese de comemorare, s-au decis să ne întrunim într-un număr mai mare pe data de 2 martie. Când a ajuns vestea asta la membrii Consiliului nominalizat de mine, s-au început sunete de la personal, de la Ministrul Apărării, în teritoriu, la mulți veterani, cu amenințări, din la membrii Consiliului, să nu vă dă în gând, Doamne ferește, să veniți, că o să aveți probleme, că nu se poate. Că deci până acum nu bine voiau să vorbească cu dumneavoastră, dar acum au început să vă amenințe. Da? Nu pe noi. Pe cei care din teritoriu, ca să nu vină. În timpul cât dumnealor comunicau în așa un mod cu colegii noștri din organizațiile teritoriale, s-au găsit unii soli care au început să încerca marea cu degetul, hai, poate mergem la o discuție cu prim-ministru, cu președintele, nu știu, care nu s-au soldat cu absolut nimic, adică răspunsul nostru a fost următorul, noi suntem gata să discutăm, dar noi avem nevoie de acceptul celor care au votat rezoluția. Dacă dumnealor ne permit ca noi să-i reprezentăm într-o discuție, noi o facem. Și să nu uitați despre revendicări dacă, și aceste, acest pachet social, dacă el corespunde cu ceea ce e acolo sau aveți adausuri și ați zis că o să vorbiți mai târziu. Pentru că mă interesează dacă despre legea 190, da? Da. Ca să facem o claritate în ceea ce privește legea. Pentru că lumea o să-și pună întrebare, dar până acum nu ați avut facilități, dar nu ați avut niște... Deci, vă explic. Legea 190 a fost votată de către primul parlament. Așa. Parlamentul 90. Noi, ca veterani de război, suntem recunoscători deputaților din primul parlament că au luat în considerație și propunerile noastre. Eu cam mi-aduc aminte cine a participat la elaborarea acestei legi. La vederea noastră este una bună, care ar putea fi repusă, dar ea nu lucrează. Nu lucrează din simplu motiv că nu a fost identificat un mecanism de punere în aplicație acestei legi, dar ea a lucrat așa cum a lucrat până a venit alt parlament. Când s-a mandatat alt parlament, această lege pur și simplu a fost aruncată. Președintele Lucinski a făcut un anunț batjocoritor, unde a spus că nu mai sunt surse, nu are de unde identifica surse pentru a îndeplini aceste legi. Ce prevede această lege? Iar mă opresc pe scurt. La baza acestei legi tot stă un pachet social. Acolo era, noi am beneficiat un timp foarte scurt de 50% la serviciile comunale, la gaz, la lumină, la telefon, cum era pe timpul acela. Legea este una foarte... Aceste revendicări, aceste momente se revăd și în revendicările care noi le-am depus. Dar noi am mai adăugat câteva, de exemplu, despre polița de asigurare, din simplu motiv că polița de asigurare la acel moment nici nu exista. Am înțeles. Da. Dacă îmi permiți... Da, vreți la acest aspect să spun. Da, la... Dumneavoastră a spus acolo o întrebare că nu ne reprezintă Consiliul creat. Vă spun mai mult. În acest Consiliu eu m-am ridicat și am spus că acolo o persoană propusă pentru acest Consiliu nici nu e veteran de război și nici nu e veteran a brigăzii de poliție condiționat special Fulger, care în virtutea situației sau poziției pe care o ocupă dumneavoastră, el este o președinte de organizație.
Și atât mai jos o să mă opresc la aceste organizații. Da. Și eu l-am revocat. Frumos. Câte organizații de tot sunt în Republica Moldova, ca să înțelegem noi, așa, a veteranilor? Și de ce ele sunt atât de numeroase? Și de ce există această stare în societate că se spune că ei, păi, acolo sunt veterani care nici nu au luptat sau nici nu au fost... Numai cu o mică paranteză. Eu am înțeles întrebarea cu o mică paranteză. Acest Consiliu, ca să vă dați seama ce prezintă el are un statut consultativ. Ce face? Este actul normativ. Este legea 190, mai sunt niște hotărâri de guvern, este baza legală care impune cineva sau care, în virtute acestor prevederi legale, niște funcționari publici, miniștri, administrația publică locală, centrală, secretari de stat, au misiunea, obligațiunea, fișa postului, să fac ceva pentru veterani. Uh-huh. Nu fac. Ei, când vrei să dai ceva de pământ, ce faci? Faci niște consilii. Ei au făcut consiliile astea, au invitat niște președinți de organizații, care imediat mă voi referi la ei, s-au întrunit și se întrunesc, eu v-aș spune, de 10 de ani. Nu e prima dată acum. Uh-huh. Acest consiliu e de 10 de ani. Se întrunesc, discută și ce fac? Se întorc înapoi în ministere. Adică aici în Consiliu ne-am hotărât, ne-am împărțit la fiecare misiuni, ne întoarcem înapoi în minister și mimăm că îndeplinim ceea ce de fapt erau obligați să o facă până la Consiliul ăsta. Deci noi am hotărât că nu mai putem tolera lucrurile, că ne trebuiește un organ executiv pe lângă prim-ministru care să ia toate atribuțiile la aceste ministere, să le întrunească în acest organ și să le execute. Ca veteranul să știe că ori vine, cei care din jurul Chișinău vine la Chișinău, ori dacă în teritoriu trebuie să fie organizat, să fie structuri teritoriale, se duce la acest organ și îi cere. De ce eu nu am, de ce nu ne dați sau de ce stare lucruri sunt în asemenea hal. Aceste organizații care după calculele mele și după că pot să mă greșesc, sunt peste 56. Ce este organizația? Ce înseamnă acest... Da. Ce este organizația obștească? Cred că televizatorii știu, care nu cunosc. Vreau să le spun că este o întrunire dintre 4 persoane care nu are atribuții executive, nu are buget, nu are obligațiuni față de acest veteran. Noi în 4 ne-am întrunit și vrem să promovăm niște idei. Să postim la elevi, să postim la urmași, să nu știu ce mai facem. Dar de ce fost... sunt 2-3 maximum? De ce noi, conform legislației, nu putem să le interzicem. Dar, dacă ne uităm mai atent, aceste organizații au fost încurajate de către toate guvernele care au fost până acum. Uh-huh. Începând de la Lucinski și terminând cu actualul... nu știu cum se numesc, nepreședinte, turist... Ei se conduc pe lozinca dezbină și domină. Că e mai ușor să-i manipulezi un grup de 5-10 persoane decât o armată de 30.000. Deci în decurs de 28 de ani noi ne-am ales cu aceste 56 de asociații, da? Organizații. Mulți președinți de organizații pretind că au făcut ceva și pot să spun că chiar au făcut, dar rolul lor s-a diminuat numai la niște tatonări a funcționarilor de stat, niște lobby, niște proteste, niște care au făcut numai pentru un cerc restrâns de colegi. Și niște declarații pentru partide și așa, dar ei au fost dători deja ulterior să implice în declarații, în diferite mișcări politice și mai departe. Aceste organizații au fost ușor de manipulat ulterior și de anumite grupări, de anumite partide, de anumite interese. Eu vreau să mă adresez la toți colegii care am mai discutat, să știți că mulți din ei, mulți din veterani, au recunoscut într-un format așa privat că ei sunt de acord cu noi, cu toate reivindicările noastre, pentru că noi nu vrem punctual să rezolvăm întrebarea. Noi vrem să rezolvăm întrebarea într-un ansamblu, pe toată țara, nu pentru punctual pentru cei care din jurul nostru, dar pentru toți veteranii. Dar ceea ce au făcut ei până acum a fost punctual. Sunteți în naturajul meu, ca să nu zic gașcă, atunci o să primiți și un apartament, și un lot de teren, chiar la o emisiune, nu de mult, la un post național, nu-i mai dau, îmi fac publicitate.
Cineva spune că noi am făcut, noi suntem de mult, avem 20 și ceva de ani de când cu practică și nu știu ce, și iată chiar de curând, 3 garaje, 4 loturi de pământ. Da, domnule, dar ați făcut la un număr mizer, 0,003%. Dar ce fac aceilalți care nu sunt în anturajul dumneavoastră? Ce fac ei? Și de ce? Da, mai este încă o chestie, că acești oameni care până la urmă sunt în capă unora din asociații, pe parcursul schimbării puterii, ei migrează de la o putere în alta. Chiar? Și atunci vă pătează imaginea în general a veteranilor. Și atunci, de ce noi întrebați, nu-i trageți la răspuns? Că noi tot timpul trebuie să fim cu guvernarea. E bine, e rău, noi trebuie să fim cu guvernarea, să ascultăm, să mergem. Apropo, am niște informații, nu vreau să dau nume, am niște informații care niște colegi m-au sunat înainte de emisiune și mi-au spus că unii dintre acești pretinși lideri veterani sunt și participanți în Consiliul de Administrare, de exemplu, a CREPOR, da? Centrul de Reabilitare, CREPOR este abreviatură, Centrul de Reabilitare și Protezare a Invalizilor. Ce treabă ai tu, un conducător a unei organizații obștești, să faci parte din Consiliul de Administrare a unei instituții de stat? Banii care trebuie să ducă la protezare, la îngrijirea veteranilor, tu îi ai. Apropo, înainte de acest cetățean, a fost doamna ministru, Dumbrăveanu. A fost, este și în declarația ei devenit, este că ea a ridicat de la CREPOR 16.000 de lei, fiind în Consiliul de Administrare. Și eu vreau să vă mai opresc aici că avem foarte mulți conducători a acestor organizații, că, mă rog, sunt multe organizații și sunt diferiți conducători, care vin și spun, băieți, noi suntem gata să depunem pachetul de documente care îl deținem, ștampila și restul, pentru a fi cu voi, pentru a ne unifica. Iată, sunt deja așa, iată, cam câți din 56 vă au această dorință 15, de a să... Avem 15, peste 15 inițiative de asemenea fel din partea acestor președinți de organizații, care au spus că e destul, e basta, nu mai vrem să mai fim răzlesiți, nu mai vrem să fim manipulați pe parcele, pe grupuri mici. Noi vrem să fim un tot de deja drept. E bine, dacă ce da, zice vă. Și dacă permiți să-i ofer cuvântul... Da, domnul Cătănoi, da. Din teritoriu, da, din Căușe, fiind... acum unde dumneavoastră sunteți? În Căușa. În Căușani, așa. Da, spuneți un pic mai tare. Care e situația la dumneavoastră? Aveți, sunteți sunt membru al asociației? Președintele organizației Sfântul Gheorghe Biruitorul. Așa. A raionului Căușani. Cum s-a spus aici mai înainte, am avut apeluri din sate, din toate satele raionului Căușani. Băieții veterani spun, ne-am săturat atâta, ce să faci în țara asta? 28 de ani, noi am tolerat tot, am răbdat atâta, dar nu mai avem, nu ani, suntem în vârstă toți. De ce a fost necesitatea de a forma acesta? Nu vă reprezenta unde erați sau nu simțeați că puteți, fără asociație, să mergeți noi undeva, să cereți ceva? La apelul veteranilor de prin sate, pentru că s-au început a face adunări prin sate și a se dezice de organizații. Nu vrem, mai mult nu mai vrem nici o organizație. Vrem undeva guvernul, statul să ne acorde atenție. Nu ne trebuie nouă organizațiile astea. Au spus-o de jos. Noi, la rândul nostru, s-a format în Căușani o grupă de inițiativă care ne-am convocat toți și am pus pe masă toate doleanțele veteranilor. Ce vor veteranii? Asta cam în ce perioadă a fost? Când asta a fost în luna ianuarie. A, chiar anul ăsta. Da, anul ăsta. Adică a fost un proces de jos, pornit din jos, nu-i de sus. Da, dar am ieșit la o concluzie ca să facem o adunare generală pe tot raionul. Am luat hotărâri, am făcut procese verbale, tot cum scade, am ieșit la adunare să o facem. Retrăiem, poate și numai zvonuri că vor așa, zic, n-or să vie la adunare băieții, că s-au sătrat atâta. Vă închipuiți, eu în redei inima de bucurie. În Casa de Cultură e de 500 de oameni, de 500 de locuri. Au fost peste 700. Toți erau toți veterani și Afganistan și veterani de război Transnistria. Noi, din păcate,
Am vrut să nu spun, dar am să o spun. Spuneți, că noi am solicitat președintele raionului, Consiliul Raional, să ne ofere Casa de Cultură gratis. Și ne-au pus o plătire. Am plătit 1580 de lei din buzunarul nostru. Da, puteți să-i spuneți numele? Ca să știm eroul la față? Da, cine n-au știi președintele raionului, domnul Gorban. Uh-huh. Da, și am plătit Casa de Cultură. A, urât, chestia asta da. Este deja. Am făcut adunarea. La adunare noi tot așa am dat, nu mai dăm, solicităm, dar pront am spus-o că cerem, uh-huh. Dar cerem, nu mai avem unii să solicităm, dar cerem. Și tot am depus guvernului o cerere, parlamentului, primului parlament și domnului Mircea Snegur. Mircea Snegur nu l-am găsit, nu l-am, n-am tot să putem să facem legătură și numai cu primul parlament ne susține, că noi am primit răspuns la dânși ne susține. De la guvern și de la parlamentul actual ne-au trimis la Ministerul Muncii, la Ministerul Sănătății, acolo... Iată așa ne fotbolesc, da, la diferite ministerii, da. Și nimic concret. Am înțeles. Regem spune că trebuie să ieșim într-o pauză de publicitate și revenim la dumneavoastră, domnul Catanoi. Ieșim într-o mică pauză de publicitate. Rămâneți cu TVC21, va fi interesant. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio, o emisiune importantă și vă reamintesc că urmăriți emisiunea dedicată evenimentelor care au avut loc de până la 2 martie și inclusiv ceea ce s-a întâmplat în Piața Maria Națională pe 2 martie. Și aici în studio îi avem pe Constantin Covrig, veteran al Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger, pe Nicolae Catanoi, veteran pe platoul Căușini Bender, reprezentant a grupelor speciale, și pe Anatolie Macovei, veteran de război, colonel de poliție, care până acum ne-au explicat care au fost revendicările și ce se întâmplă cu situația de până la 2 martie. Acum discutăm cu domnul Catanoi și ne spuneți că în presă s-a vorbit totuși de faptul că în Piața Mare Națională pe 2 martie erau mai voluminos numărul oamenilor veniți din Căușeni, de la dumneavoastră. Înțeleg că în Căușeni, până la urmă, la fel, în linii generale, aveți cea mai mare majoritate a veteranilor adunați în această asociație, corect? Da, este corect. Noi în Căușeni suntem cei mai numeroși din Republică. Suntem aproape la 3.000 de veterani de război. Și toți sunt la dumneavoastră înscriși, la Sfântul, nu? Să avem două organizații. Două organizații aveți acolo. În tot numărul acesta e bine două. Cu părere de rău, veteranii sunt și între aia asta și între aceea. Intrăm două organizații, nu putem să spunem. Dar comunicați între dumneavoastră sau sunteți dezbinați aici? Comunicăm, cum așa, la linii... nivel mai jos, dar la linii majoritate nu prea așa comunicăm. Și care sunt motivele de necomunicare? De ce vă... Nu, cum să vă spun, organizația veteranilor din Căușeni mai mult comunică cu din Comitetul ăsta Național a Veteranilor, care îi susțin acolo mai mult, președintele acolo se duce. Participă la multe idei astea, care întâlniri a lor private, una alta, la nivel privat. Da, la nivel privat. Am înțeles. Și dumneavoastră nu participați, nu vă este în toate lucrurile. La noi, noi când am avut adunarea asta de încăușă, adunarea generală, noi l-am chemat al pe domnul Lerguș și el a refuzat să vii la noi. Dar amu când m-a văzut pe mine la Căușă, la Chișinău aici, când m-a văzut pe piață pe 2 martie, m-a întrebat ce caut aici. Deci înțeleg că aceea a doua este președinte domnul Alerguș la ea, da? Da. Pe Republică el, domnul Alerguș. Ce nemulțumire aveți dumneavoastră și că susțineți în ce măsură? Care sunt ale dumneavoastră nemijlocite a celor de acolo de la Sfântul Gheorghe, revendicările și la ce pledați? Însă înțeleg că ați fost pe data de 8 februarie acolo toți, da? Da, noi am delegat mulți, dar în afară de a delega veteranii încoace pe 2 martie, noi am venit și așa au venit băieți care au putut, au venit la meeting-ul ăsta care a avut loc pe 2 martie. Noi am
suntem solidari cu revindicări. Veteranii ăștia care au făcut meeting-ul ăsta, care au fost organizat meeting-ul ăsta, eu tot am participat la organizarea meeting-ului, la Consiliul. În grupa de inițiativă. Grupa de inițiativă. În 19 ați fost atunci? Da, m-am întors. Da, am fost. M-am întors înapoi la Căușani, le-am spus veteranilor, la băieți am făcut iar o adunare și ne-am comunicat și băieții au hotărât să ieșim pe 2 martie la meeting. Nu mai așteptăm nimic, nu-i unde, dar măi, e culmea aici, gata. Noi... Dacă îmi permiți. Dumneavoastră răspundeți pentru toți cei din Căușeni că au fost cuminți și nu au făcut acțiuni de care în presă s-a scris că nu vă fac față. Oamenii cei care au stricat sticla nu sunt de la dumneavoastră, da? Nu este de la dumneavoastră. N-am înțeles. Persoana care a spart ușa de la... Da, nu are treabă. Da, nu avem noi treabă cu dânsii, nici nu au știm cine. Noi nu l-am știut, altfel nu m-am... L-am văzut ala așa, dar și ni... Ați fost unul acțiunilor celor care ați fost acolo, i-ați menținut tot timpul în mâini, nu au făcut acțiuni negândite, da? Da, noi am întrebat unul de altul, întrebam cine este, am înțeles că omul și ala participă la toate meeting-urile. Care sunt și ce vile, la tot, el îi pipează permanent. Cum din alții pe dânsul autoritățile? Eu propun să nu ne oprim la acest lucru. Mergem mai departe și vreau să înțeleg totuși ziua de 2 martie. În ce s-a transformat ea după aceea și în presă și oamenii cum s-au revoltat de faptul că s-au blocat străzi, că a fost această spargere a ușii guvernului. Totuși vreau dumneavoastră aici să spuneți atitudinea dumneavoastră față de cei ce vi s-a atribuit că sunteți politizați, că sunteți cu ștampile colorate de diferite partide. Spuneți, da sau nu? Sunteți cu cineva în spate sau nu? Pentru că ieri la un coleg de-al meu la televiziune, chiar și Renata Usată, i-a spus că este o persoană din Parlament, un deputat, care până la urmă stă în spatele vostru. Categoric nu suntem de acord cu aceste afirmații, mai mult ca atât vrem să ducem la cunoștință că toate persoanele care au făcut niște declarații, le sucutim, le calificăm ca aberante. Și dacă credeți-mă pe mine că dacă exista măcar o probă din ceea ce este vehiculat de niște politicieni, deja de mult tot ce este probă, ce numim probă, era să fie difuzat pe toate canalele de știri și avea să știe toată lumea. Noi vrem să spunem din partea tuturor care suntem, spunem vizați sau suntem în vizor pe acest segment, nu suntem politizați, nu suntem afiliați politic la niciun partid, nici la o persoană politică, niciodată. Ce au căutat atunci la dumneavoastră la protest liderii partidelor unioniste? Noi nu i-am invitat, e o liberă acțiunea dumnealor. Am fost întrebat chiar pe 2 martie, probabil că s-a așteptat din partea noastră niște, nu știu ce, acolo, dar le-am spus tranșant că în spatele nostru stau numai veteranii și numai probleme veteranilor și acele griji și nevoi acumulate pe parcursul la 28 de ani. Dumneavoastră nu vă închipuiți, pur și simplu nu vă închipuiți, că am fost prin multe sate, prin multe raioane. În ce, dacă îmi permiteți o să spun pe nume, în ce mizerie trăiesc veteranii? Veteranii sunt o clasă cea mai defavorizată din toată societatea. Dumneavoastră, dacă ați observat și o să vedeți niște filmări la 2 martie, au venit veterani în ciupici de cauciuc la comemorare. Oameni buni, noi am luptat pentru integritatea și independența țării. Noi am fost acei care am stat la baza statalității acestui stat, la formarea lui, la temelia acestui stat, ca ulterior să fim, nu pur și simplu uitați, dar să fim umiliți de către guvernanți, ei având fotole, având pârghii, timp de 28 de ani, n-au găsit de cuvință decât să ne dezbine și să ne împartă pe diferite categorii și diferite organizații. Acestea, când mi s-a reproșat că de ce acum noi protestăm. De ce nu ați făcut până acum? 3 ani, 5 ani? În primul rând vreau să spun că până acum tot ei au fost la guvernare. Prin diferite ministerii, prin diferite culori politice, prin diferite partide.
Oricum ei au fost la guvernare. Sau să-l întrebăm pe președintele țării. Nu a fost el cumva ministru sau viceministru al economiei? Sau președinta Parlamentului Grecian, nu cumva a fost și ea ministru, prim-ministru și nu știu ce acolo? Sau Chicu, nu a făcut și el parte din alte guverne, ministru finanțelor? Păi toți au fost la guvernare până acum. Noi nu cerem de la acest guvern care e instalat de 4 luni zile sau nu are 4 luni, 3 luni zile. Întrebarea este cât tot guvernul, cât toată societatea, se poate de trăit într-așa hal? Se poate mai departe de mers cu acești veterani care nu au nici proteze, nu au nici tratament, nu au nimic. Mai ajungem noi la 63 de ani la pensie. Sigur că nu o să ajungă. O să ajungă câteva procente. Noi nu vrem mult. Noi vrem să ne se dea ceea ce merităm. Merităm o atenție, merităm o recunoștință din partea societății și a statului față de cei ce au luptat. Simplu. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar întrebare către domnul Macovei. Dumneavoastră ați fost unul din acei care printre primii ați ieșit în iulie 2019 și ați acceptat acea nouă guvernare care a venit atunci la putere, acum cu PSRM, da, și acea asociere. În momentul în care ați avut un dialog, ați fi avut, dacă i-ați acceptat, ați ieșit, ați ajuns la o cale, la o ușă deschisă, nu ați mers atunci având deschiderea aceasta și vorbind cu ei la alt nivel să negociați aceste revendicări? Da, aveți dreptate. Eu am început atunci tot la știu, ce... Chiar eu personal la emisiune am spus că dumneavoastră ați ieșit și printre primii ați ridicat mâna pentru ei. Eu chiar atunci, după ce s-a stabilit nou guvern, parlament, după ce a început procesul de lucru, da, am avut o întrunire la Palatul Feroviarilor, la inițiativa mea personală, care a dat naștere la tot ce avem acum. Asta a fost luna iulie, începutul lunii iulie 2019. Deci atunci cât de cât înseamnă că se pornea? Păi da, atunci am pornit acest proces. Uh-huh. Acum am ajuns când eu nu am avut o posibilitate sau, bun, grupul de veterani care au susținut ideea, care au mers cu mine împreună, n-am avut o posibilitate să comunicăm la toată lumea despre ce este vorba. Dar cu timpul, când s-a auzit din vorbă în vorbă, din om în om, din veteran în veteran, lumea a înțeles despre ce merge vorba. Deci prima idee care am lansat-o a fost să ne unificăm toți veteranii într-o singură entitate juridică, uh-huh, ca să putem să ne obținem drepturile noastre, ca să ne facem mai pronunțat cuvântul și viziunea noastră asupra multor lucruri, a fost evident din start că nu mai merge așa cum a mers 28 de ani, răzlețâți, sub diferite culori și așa mai departe. Să fim o entitate unică ca să promovăm niște cerințe sociale, cu caracter social, doar atât. Am spus din start, de la începutul acestei inițiative și o spunem și acum, nu mergem cu niciun politician, nu suntem afiliați la nimeni și nu avem în plan, în perspectivă, să facem acest lucru. Noi o să conlucrăm cu orice guvernare care o să conlucreze cu noi, care o să ne vadă, o să ne audă, a să se așeze la un dialog și n-a să reacționeze la cerințele noastre într-un fel batjocoritor și într-un fel ce care umilitor, nu da, umilește asta demnitatea noastră de veteran de război. Dar încă o întrebare referitor, da, la, pentru că mă interesează totuși când ați încercat, având ușa deschisă, să ceriți mai multe și avea să vi se acorde atenție. Dumneavoastră ați fost cândva membru a Gardei Populare a platformei, da, mai sunteți? Deci, uitați-vă, ca să punem punct. Când a fost ministru, domnul Năstase, ați avut ocazie să mergeți la el sau nu? Nu, prea mult personalizați. Nu, de ce? Că în momentul mea, când este un ministru nou... Eu sunt la dumneavoastră un oaspet care reprezint o masă corect, mare de veterani. Dumneavoastră aveți ocazie atunci să dialogul să pornească corect, pe o altă... Atunci am pornit-o. Atunci am pornit-o, atunci am început să explica la veteran că avem nevoie de așa ceva, că eu văd acest lucru. V-au auzit atunci? Păi, uitați-vă... Între cele 500 de lei care au fost planificate să se mărească indemnizația de la 100 la 500 de lei, au fost tăiate mai mult de jumate. Adică din 500 ni s-a dat numai 200. Când au fost tăiate? În ce perioadă? La 1 ianuarie au fost tăiate de guvernul actual. Guvernul actual. Dar în guvernul precedent, nu vreau să-i dau numele, s-a planificat
500 de lei. Ce-i citut foarte puțin și tot acolo s-au mai fost niște preconizate niște măsuri sociale, cu caracter social, dar, mă rog, au plecat, au venit eșlanță. Dacă au venit eșlanță, preluați ideile bune. Deci de la 500 de lei ni s-au tăiat la 200. Asta actuala guvernare, actuală, încă o dată, repet. Dar eu vreau să vă spun și altceva. Dumneavoastră știți cât primesc separatiștii transnistrieni, cazaci care veniți în 92 să lupte împotriva noastră? Uh-huh. Nu cunoașteți. Nu. Vă spun eu, în jur de 3, peste 3.000 de lei acumulate toate scutirile și toate astea. La mână, indemnizația lor constituie 1.780 de lei, așa, în jur de 100 de dolari. Plus 40 de litri de motorină, eu mai spus-o și în multe cazuri, 40 de litri de motorină sau benzină, independent de ce automobil ai. Dacă nu ai automobil, contra costul acestui combustibil. Plus scutire de diferite nivele acolo, comunale, transport și restul, lumină, da, servici comunale. Noi ce avem? Ba mai mult, eu v-aș spune că acei separatiști din autonomia găgăuză, batalionul Bugeac, la fel sunt dotați și sunt asigurați ca și cei din Transnistria. Noi cine suntem? Dar din bugetul Republicii Moldova. Din bugetul stat, da. Noi cine suntem? Noi suntem contrupitori și noi suntem de-a doilea. Chiar și în legea 190, acolo să știți că este o discrepanță, este o... din parte pe categorii. Veteranii războiului 2 mondial primeau până acum 500 de lei. Noi primeam 900 de lei. Noi pentru cine am luptat? Pentru care țară? Pentru Bangladesh, pentru Laos, pentru ce țară am luptat? Noi pentru țara Moldovei. Chiar nu se găsesc niște surse să le putem satisface minim necesar acestor veterani care o duc de azi pe mâine. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că din ce în ce tot mai puțin ne rămân. Anul trecut 19 veterani din Brigada Fulger au decedat. 19. Când te uiți, te întâlnești azi mâine. Divorța noastră. Care e problema? Nimeni nu știe. Dar să știți că un veteran de război, în afară de faptul că el a fost rănit, a primit o contuzie sau alte chestii, el, din start, putem să-l socotim invalid, deoarece el a primit o emoție, un stres psihologic în așa de mare, că el la prima vedere nu se vede. Dar toate chestiile astea se acumulează și undeva buhnesc. Mie mi-a plăcut cum a zis dumneavoastră, nu mai țin minte, am citit undeva, că atitudinea, dacă țara are așa atitudine față de dumneavoastră, atunci ce atitudine vor avea tinerii în momentul în care va trebui să-și exercite, da, dreptul de asupra statului? Confirm această ipoteză pe acest platou a dumneavoastră și vreau să fac un apel la societatea civilă, la toți oamenii care nu li este indiferent statutul nostru de veteran de război. Că dacă atitudinea guvernării este într-atâta de batjocoritoare față de noi, oameni care am stat la temeiul formării acestei statalități, nu putem să discutăm de alte categorii de cetățeni care alcătuiesc societatea civilă. Luați atitudine, exprimați-vă și dumneavoastră pe acest segment. Nu fiți indiferenți și nu fiți într-o parte de acest proces. Așa, în curicula școlară noi nu avem o pagină de istorie despre ce a fost în 91-92. Toți vorbesc de un conflict din nu știu ce în 92. Eu vreau să aduc la cunoștință tuturor cetățenilor țării că acest război s-a început cu mult înainte de 2 martie. Acest război, noi primul coleg de-a nostru din Brigada Fulger, Ion Panța, Dumnezeu să-l odihnească, a murit la 13 noiembrie 91. Exact peste o lună. Cifra 13, fiți atenți. 13 noiembrie, 13 decembrie 91. La pod la Dubăsari. Au mai murit încă 4 colegi. 6 au fost... Adică, în total, avem în 91 5 colegi noștri morți în acest război. Din Brigada Fulger. Din Brigada Fulger. Ca să nu mai spun din alte momente... Nici acest adevăr istoric... Dar nu-l găsim nicăieri. De ce nu este într-o curiculă școlară o pagină? Nu mai mult, o pagină. Bă, în 91, uite ce a fost, ce a avut loc, cine a murit, cine a fost agresor, cine a învins, dacă a învins cineva, cu cine am ales, cum trăiesc. Dacă vă amintiți, în perioada sovietică, sunteți poate mai vârstă, mai încoace, în perioada sovietică, la fiecare veteran de război, pe tăbliță, era pe tăbliță la poartă, unde scria că aici locuiește veteranul cu tare, cu o stea acolo, cu nu știu ce, avea școala grijă, avea selsovietul grijă, cum era pe timpul, avea colhozul grijă de el, îi acordau careva privilegii. Ce avem noi acum? Noi suntem... Dar când s-a început cel mai rău atitudine față de veterani? Din 92 încoace, noi n-am mai văzut careva atitudine pozitivă. Începând din 92, noi am fost trădați permanent. În 92,
mi-aduc aminte pe platou Tighina, de trei ori noi am ajuns la Nistru și am fost întors înapoi. Care e pricina? Și nu numai la Tighina, exact așa am fost și la Dubăsari. Da. Am luat traseul Râbnița Dubăsari de trei ori și ne-am întors înapoi. Apropo, acolo am fost rănit eu cu colegul meu, cu, vreau să-i transmit salutări, Cornel Drăguțan, care, apropo, în minutul de față, fiind rănit pe data de 15 martie, în primul rând a fost rănit, el nu poate acum să-și recapte legitimația de veteran. Nu este recunoscut ca veteran, dar a luptat. Cu mine alături sunt colegii martori și iată asta pe noi ne-a indignat foarte mult. Este la Consiliu, da. Iată. La acești gospodari, boieri care sunt președinți de organizații, cu mașini de sute de mii de euro, cu casă, cu tot, cu... La dumneavoastră, deși dumnealui, ca un caz concret, nu beneficiază de cel puțin de o legitimație. Foarte mult ne-a indignat declarația acestui Ciucoi. Eu vreau că el spune că armata rusă a avut o misiune de pacificare. Eu vreau vorbiți despre ministru. Da, despre ministru. Și noi i-am cerut demisia. Și domnul prim-ministru i-a spus să-și dea demisia. El spune că și-a cerut scuz. De la cine și-a cerut scuz, mă spuneați? De la fracțiunea Partidului Democrat, de la Deacov. Dar să vină la noi în fața veteranului și-a cerut scuz. Eu, dacă îmi permite să pun pe post niște secvențe din 92, să vadă și domnul ăsta Ciocoi că acolo nu a fost foaie verde lobul, acolo anumite tancuri, aici se vede Da, e multe acolo. Nu, în câteva secunde. Dacă, spune. Și aici vorbește și dumnealui. Iată, este o imagine de pe YouTube care este virală și are... Vreți să spuneți fraza cei pe care o rostește domnul Gataloi? Da, iată în direcție ce acolo e camera. Este o imagine de pe YouTube, dragi telespectatori. La mai aproape de microfonul meu. Să văd tancurile armate rus. Noi tancuri n-am avut. Asta ce-i conflict? Aici. Suntem aici pe primele poziții, lângă sediul poliției. Care este situația acum, la ora actuală? Situația e cam gravă, iată, a fost numai și înaintarea lor, din partea opusă a gardiștilor. Și i-am respins-i. Cu greu o leacă, dar i-am respins. Și cred că nu s-a mai vrut în timp apropiat, ne mai odihne o leacă. Ce acțiuni întreprinde pângând armata 14-a? Armata Pașcea vără tancuri de livrări în coace la noi. Nu, spisele avem și le opri. Nu mai suntem noi așa. Moldovanul e moldovan de când a fost și așa și Moldova. Ați putea să mențineți pozițiile? Numai decât. Asta ați vorbit dumneavoastră, da? Iată, vorbește de armata 14. Domn Ciucoi, dacă ne priviți acum, luați atitudine. Noi n-am inventat am un timpul de față, că ne învinuiesc că noi am inventat aia asta, că nu am luptat cu armata 14. Da, noi am luptat cu armata 14 și cu Rusia. Rusia s-a implicat în războiul nostru. Care... Și ei ne spun că am luptat frate cu frate. Nu e adevărat. Noi am luptat cu armata 14. De asta știu toți cei care au luptat veterani, știu de lucrul ăsta. Și atât, cum sunt tratați invadatorii? E o trădare. Și cum suntem noi tratați, acei care mă apără patria? Asta e exact situația care o avem la ziua de azi, cu declarațiile privitor la evenimentul din 2 martie care au avut loc. Deci, uitați-vă o paralelă. Și pronunț un ministru de externe față de o întreagă lume, care este adevărul, și declarațiile dumnealor a politicienilor despre politizarea noastră, despre situația din 2 martie și care este adevărul. Deci aici se încearcă a vă atribui o culoratură politică pentru că a vă denigra și a vă demonstra că vreți nu ceea ce este necesar de a spune ceea ce cu adevărat vreți dumneavoastră. Adică, dar oricum, situația este în felul următor. Noi avem niște cerințe, repetă 10 ori, cu caracter social. Suntem apolitici. Dar
ca să nu ne vadă, să nu ne îndeplinească acest cerin, suntem duși în alte direcții. Opinia publică este manipulată prin faptul că ne atribuie la niște situații de gen politic. Opinia publică este formată de către televiziunile lor. Provocatorii au fost tot la acest moment, să vorbim despre ce, că se încearcă să vă schimbi imaginea. Vă referiți la 2 martie? La 2 martie, da, pe piața națională. Eu o să mă foarte pe scurt. Da, vă rog. Pentru că mulți au vorbit că au fost, n-au fost provocatori. Ați început de niște reprezentanți la niște partide. Da. Noi am făcut, manifestația noastră a avut loc într-un loc public. Noi nu am avut dreptul și nu avem dreptul să îngrădim acest loc. Acces în loc public au toate persoanele. Ce e că au venit niște reprezentanți la niște partide și au stat undeva pe care ne filiază nouă, nu este corect. A venit multă lume. Noi nu suntem în drept să-i selectăm pe băște, pe băști lanț, să-i dăm deoparte. Noi am fost veterani de război care am organizat și care am petrecut acțiunea dată. Deci niciun politician nu a avut acces la tribună, la microfon ca să explice. La 2 martie dimineață ne-am adunat într-un număr mai mare, așa, nu dau cifra, fiindcă nu i-am numărat pe fiecare, toată lumea știe câți veterani de război. Și aici vreau să subliniez de ce în alte raioane, tot în această zi, erau tot colegii de dumneavoastră înrolați în activități de comemorare. Este zi de comemorare, 2 martie, tradițional, așa. Este o zi de comemorare. Și au venit doar o parte din colegii noștri. În mare parte au rămas în centre regionale, în localități, unde au fost organizate, fiți atent, pentru prima oară, în foarte multe localități. Au fost organizate de către guvernare, de către administrația publică locală, la indicația guvernării, mese de comemorare, ca veteranii să nu poată veni la Chișinău. Dar ei tot și-au delegat. Să-i oprească acolo, în raioane. Tot și-au delegat careva reprezentanți, o parte bine s-au organizat, au strâns bani pentru transport și au venit la Chișinău. Și iată numărul că impunători care au fost în piață și reflectă situația dată. Despre strânsul banilor vreau să menționați, pentru că ieri la domnul Scripnic ați spus. Ați avut un buget? Cineva v-a finanțat? Sau este bugetul vostru? Noi din personal am dat bani. Care 300, care 400, care 500? Un coleg, bine, domnul Macovei n-a vrut să-i spună pe toți, un coleg de-a nostru a dat 100 de dolari. Bine, s-a uitat prin portmoneu, a găsit 100 de dolari. Noi, deci voi între voi v-ați adunat acești bani? Noi, Consiliu, mai sunt și colegi care au spus, băi, dar pentru ce strângeți bani? Chiar pe piață. Zic că trebuie să achităm scena, trebuie să achităm cabinele de viceele și, la urmă, am spus, da, să strângeți 5 lei, să cumpărăm niște pâine. Apă, fiindcă sunt erau niște colegi de-a noștri chiar se vede că sunt și flămânți și însătați și uite acolo pe măsuț am pus niște bucăți de pâine. Ca o complectare, avem o parte de veterani aflați în peste hotarele Republicii Moldova care lucrează, în special în țările Uniunii Europene. Câțiva din dumnealor ne-au trimis niște sume bănești între 50, 20, 30 de euro, dar au fost mai mulți care au înțeles esența întrebării, care s-au alăturat și în măsura în cât au putut dumnealor, ne-au remis niște sume bănești nou pentru a organiza. Să cumpărim cheltuielile astea. Acești oameni se poate ușor de identificat, putem noi să ieșim cu numele lor, dar noi, în primul rând, le suntem recunoscători de faptul că ei cu aceasta au contribuit. Dar ne întoarcem la evenimentele de la 2 martie. 2 martie, da. La și mulțumirea dumneavoastră că ați stat atâta timp și ați așteptat la viziunea noastră, evenimentul, spunem, în fază începătoare, la 8:30 a început, decurgea într-o manieră foarte civilizată și foarte normală. Ca într-un moment să oamenii la vreo 2 ore după aflare, 2 ore jumate, majoritatea dintre veteranii de război au vârstă în jurul la 60 de ani. Dumnealor au început a obosi, au început a emana o revoltă de faptul că nu suntem auziți de către guvernare.
a venit un domn la noi, a spus că este un reprezentant cu niște împuterniciri, ne-am adunat o grupă de inițiativă. Am mers la guvern. Acest domn este Alexei Armaș, e președintele Organizației Veteranilor MAIE. Dumnealui ne-a spus că are aceste împuterniciri. Noi am mers, ne-au ținut piscări o oră. Am venit înapoi, le-am anunțat tuturor veteranilor, uitați, am stat o oră, n-am fost acceptați ca să intrăm. Pe urmă a venit domnul Corduneanu, Pietru, exact același lucru, ne-a ridicat piscări. Noi am insistat să avem acces în, și s-a repetat până la ora, cu guvernul. Tot s-a întins. Deci noi am stat zi... Dar nu l-ați întrebat pe domnul Corduneanu cine l-a împuternicit pe dumnealui ca să vorbească cu dumneavoastră, dacă păi, ziceți că... L-am întrebat, a venit din numele prim-ministru, după care a venit și domnul Anton Gamurari. Așa. Și-a... Ei vă spuneau că ei vin din numele prim-ministru. Da, tot pe rând. Asta a fost, acești trei domni au venit cam cu intervalul de o oră jumate, două. Tot ne tindeau lumea, deci veteranii au avut o revoltă, au exprimat niște emoții la toate manevrele. Cerința dumneavoastră era prim-ministru, să o vedeți și să mergeți da, la discuții. Pachetul de documente care noi l-am depus sunt de competența prim-ministrului. Și am vrut să avem o discuție cu prim-ministrul în prezența presii. Și de abia la orele 17 și un sfert a venit șeful poliției, generalul Cojocaru, mi-a comunicat că vom avea o întrevedere abia la 18:30, dar după, uitați-vă, noi am avut informații exact că la ora 12 prim-ministrul deja era în clădirea guvernului, s-a deplasat de la memorial acolo. Întrebarea noastră este următoarea. A fost necesar ca dumnealui de la ora 12 până la 18:30 să întreprindă fel de fel de manevre? Da. Acești oameni trei vă dădeau careva indicații că mai bine că nu o să vină Chicu sau totuși ei încercau să simtă pulsul? Ei ne invitau. Ei ne invitau. Stați o leacă, selectați o grupă de inițiativă, e că eu mă duc să mai văd. A, deci ei trăgeau mâța de coadă, cum să zice. Exact, am să spun eu. Da, mâța de coadă. Și atât intervalul ăsta de tip o oră jumate, o oră să te-am scări, când ne întorceam înapoi, lumea se revolta. Că abia, e la ora 5 părăsit iarăși din nou guvernul, s-a întors la ora 18, noi la 18:30 ne-am întrunit în sfârșit cu ajutorul domnului și cu ajutorul... Deci noi putem să întrebăm pe acești domni, trei Armașu, Corduneanu și Gamurari, de ce ei trăgeau așa mâța de coadă? Avem probabil dreptul. Că au fost instruiți în sensul dat. Probabil că au fost pe cealaltă trimiși ca să ne obosească, să ne provoace la niște acțiuni așa mai dure sau niște provocări. Eu aș socoti că au fost niște provocări. Mai ales gestul generalului Gamurari, care este și consilierul prim-ministrului, era la momentul acela, și s-a făcut că acest gest nu i-a aparținut generalului. Dumneavoastră ați fost acolo. Totuși, da. Ce l-a nemulțumit atât de tare pe domnul Gamurari că eu a prezentat așa un gest? Eu vă spun că acest gest nu i-a aparținut generalului Gamurari. Acest gest i-a aparținut lui Chicu și întregului guvern față de toți veterani. Iată guvernarea cum vede rezolvarea trebuilor. Prin asemenea gest. Prin asemenea gest. Adică noi suntem tratați exact prin gestul Gamurari. Dar până ajunge domnul Gamurari consilier, avea o altă atitudine? Noi nici nu știem că dumnealui este consilier. Eu v-am explicat. El a fost consilier. Deci în ziua de 2 martie dumnealui a fost numit ca la întâlnire la 18:30 prim-ministru să ne spui că el nu este consilier. Personal l-am întrebat pe prim-ministru. Domn prim-ministru, Anton Gamurari, este consilier dumneavoastră? Nu. Ca a doua zi sau a treia zi Gamurari să-și dea demisie din care funcții? Din consilier. Din consilier. Păi înseamnă că domnul prim-ministru, imediat, din start, a mințit. Cum și e tradițional... Da, noi îi oferim o ocazie a domnului Gamurari și domnului Corduneanu și Armaș să vină aici să ne povestească varianta dânșilor ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat așa. Și dumneavoastră, după ce ați văzut la ora 18 că deja vi se permite, da. Ce a urmat? Spiritele s-au liniștit, toată lumea... Dar cine a fost, mă scuzați, cine a dat inițiativa să închideți strada? Din situația cât atâtea ore nu a fost, vineau? A fost o inițiativă din interiorul mulțimii, din interiorul veteranilor, care s-au indignat vis-a-vis de acele trageri de coadă care a spus dumneavoastră. Odată, dar nu v-ați gândit că treziți disconfort societății și pentru asta o să fiți condamnați? Dar noi nu suntem societate.
dar veteranii ăștia care au luptat pentru țară, ei nu merită o atenție mai mare din partea guvernării. Ați văzut câți invalizi erau acolo? Oamenii ăștia au meritat 10 ore să stă în picioare și să aștepte binevoire prin deci ministrul. Deci ce avem împăriese că dumneavoastră sunteți de vină de toate stagnarea și stoparea și traficul infernal, îl atribuiți mai mult acelor 6 ore care v-au ați stat și v-ați așteptat, dar nu sunteți dumneavoastră de vină. 10 ore. Ultima știre, noi suntem vinoveți și de coronavirus care e în Moldova. Ei, nu, chiar asta nu. Sincer, nu, asta de-a mă exagerăm un pic. Veteranii sunt vinoveți. Deci, ca instanța noastră a fost una. Procesul ăsta de dialog între grupul inițiativă și prim-ministru să fie unul transparent. Ca a doua zi, la ora 7, să ni se aduc toți membrii ăștia din... De ce a trebuit să treacă o noapte? Nu știu. Nu știu, dumnealui a spus. Trebuie să consulte cu cineva? Da, ca a doua zi prim-ministru să vină cu membrii Consiliului ăsta despre care v-am povestit că nu ne reprezintă, să ne așeze față în față, să nu permit presă. Și... Ați înțeles de ce până la urmă n-a vrut presa? Pentru că știu că aveți un material video pe care l-ați făcut acolo în interior. Da, să-l facem public. Așa, astăzi să-l facem public. Deci dumnealui a spus aici lucru, dar nu-i show. Așa mi-a spus. Eu mi-am exprimat... La indignarea că nu este presa acolo, dumnealui a spus că aici este... Nu, n-ați încurcat. Solicitarea... Când ați solicitat să fie presa, domnul Chico a menționat că noi am venit să lucrăm și nu am venit să facem show. Așa, da. Așa. Așa. Și aici vreau să mai menționez. Era un alt fel de Chico ieri, absolut, pe 2 martie, dimineața la 7 sau era același prim-ministru? Absolut schimbat. Mi-a făcut impresia că și-a scos masca binevoitoare care a avut-o pe data de 2 seara și-a scos-o și-a arătat fața dumnealui. Dar care a fost mesajul pe 2 final? Ce vi s-a spus? A spus că a doua zi ne întâlnim să constituim un grup de lucru pentru elaborarea pachetului de acte normative și constituirea organului care lumină la societat, birou, minister sau departament, și imediat ne așezăm la masă, pe treabă și solicităm și examinăm toate. Dar l-ați întrebat, a deschis acele revendicări? L-am întrebat și nu le-a deschis. Nici nu le-a citit. Habar nu are ce-i scris acolo. Așa, a doua zi, ce s-a întâmplat? Pentru că din câte din videoul acela pe care l-ați făcut dumneavoastră cu camera ascunsă, am înțeles că erau și provocări și de data aceasta. A încercat cineva să vă... Pentru că se aud țipete acolo, se aud strigăte, se aud indignări. Ce însemna asta? Însemna ca noi să fim sustrași și duși pe o linie moartă, să ne ciocnim noi între noi, să ne ucărâm colegii, dar treburile esențiale pentru care ne-am adunat să fie lăsate balt și să rămână așa cum sunt. Întrebați-l pe domnul Cătănoi, da, ce? Eu aș vrea să mă refer la un aspect aici care tot au indignat veteranii cu schimbarea legitimațiilor. Tare s-au indignat de atât că de ce a fost nevoie să schimbi legitimațiile? Și încă să mai pui și un fel de abreviatură A, B, C acolo. Nu, acum... noi vorbim despre ce au avut loc a doua zi dimineață, când ați fost. A doua zi dimineață, da, nu am fost la domnul prim-ministru. Acolo au venit membrii Consiliului Național al Veteranilor. Care îi considerați că nu vă reprezintă? Care ei, eu am observat așa din mele păreri, așa, părerea mea, ei tot sunt de acord să facem departamentul ăsta. Cum s-a numit eu, să ieșim la o înțelegere oricare, da. Ei sunt de acord. Dar mai au probabil niște datorii față de președintele guvernării. Da. Și nu pot să exprime în direct. Da, am auzit, pentru că eu am privit acel video, domnul Alerguș vorbea cu voi discriminatori, vorbea într-o manieră obraznică. Ce caut acolo eu? Ce-ai venit aici? Și către aici? Dumneavoastră s-a adresat, da? Da, deci el nu vă consideră ca fiind veteran sau de ce așa vă întreba? De la egal trebuie la egal cu el. Trebuie eu să-l întreb. Dar de sunteți membru asociației dânsului sau nu? Îmi dați voie să vin la Chișinău. Pe dumnealui să-l întrebați? De ce? El așa consideră. Consideră, așa, da. Am înțeles eu. Deci, până la urmă, domnul Acove, Alerguș vă reprezintă sau nu pe dumneavoastră toți? Categoric, nici nu mă reprezintă. Deci, uitați-vă. Dumnealui este președintele organizației. Cine l-a ales? Sfântul Gheorghe. Eu nu l-am ales, eu nu... Șmus din teritoriu. Alt coleg ne flutura cu niște liste și ne îngura mare în fața prim-ministrului și în fața ministrului apărării. Ne spune, uitați-vă câți oameni eu am, o organizație, astea sunt listele, voi și ne sunteți aici.
cine, cum ați apărut voi? Adică, nu au organizat o stare de scandal, de... Domnii din ne-au arătat că poziția lui este una dârză, că noi, adică nu suntem nimeni și nu are cine să socotie cu noi. Și la întrebarea mea despre prezența presei, eu am înțeles că nu mai merge așa. Și în semn de protest, eu am părăsit sala. Da. Și vi s-a interzis să mai filmați asta. Da. Cu asta se termină acest video, care sper că o să-l faceți public. Da. Dacă pe două seara, domnul Chicu, domnul prim-ministru, Nindena, haideți să ne concentrăm pe subiect, haideți să vedem, haideți cât mai repede să rezolvăm întrebarea, a doua zi el așa cu satisfacție uita cum noi ne certăm, cum noi deviem de la subiectul principal. Adică lui convenea starea lucrurilor pe care era în sală. Și el mi-a spus din start, am o oră la dispoziție. Să vă spun că din ora asta care noi am avut la dispoziție să comunicăm cu dumnealui, noi cred că 5 minute nu ne-am axat pe acele probleme care le-am... În rest v-ați certat? În rest au fost niște așa, devieri... Replici duri față unul de altul, așa să-i spunem, nu ne-am certat, au fost niște replici, niște devieri de la subiectul. Și cu ce a venit, ce mesaj a venit domnul Chicu, prim-ministrul Republicii Moldova, către voi? Când? Atunci, în dimineața ce? Până la urmă, a venit cu un mesaj? V-a promis ceva? Mesaj ascuns, un mesaj direct. Direct, care l-a sonorizat. Nu l-am înțeles, numai a spus că totuși acest departament va fi constituit și iată este doamna secretar general al guvernului, ea se va ocupa de toate întrebările. Noi am spus, dar noi vrem să participăm la lucrurile astea. Dar ce, voi sunteți mai priceput ca ea? Voi sucotiți că ea mai este în țară mai priceput ca ea ca să elaboreze aceste acte? Domnul prim-ministru, noi avem viziunea noastră, avem niște obiecții, avem niște păreri, avem niște propuneri și ar fi bine să ne includem și noi în grupul ăsta. Câte zile au trecut? 4, da? 5. Am dat numere de contact. Iar așa cum de pe data de 19 nu v-a sunat nimeni, noi nici avem acum. Liniște. Liniște. Așa o avem ca să în departamentul ăsta, cum s-a luminut birou, și numai veterani de război. Să nu care să fie votați de către adunarea generală a veteranilor. Da. Adică cei veterani care vor activa în această subdiviziune să fie reprezentanți a tuturor veteranilor care vor veni cu propuneri referitor la o persoană sau la altă. Tot așa și-au dreptul și domnul Lerguș, domnul Armaș. Dacă i-or alege băieții veterani, vor fi și ei în birou. Deci urmează să se întâmple această adunare acum? Urmează întâi să constituim acest departament, să elaborăm actul normativ care să-l ghideze. Nu noi. Nu noi, guvernul. Și ulterior să anunț concurs pentru ocuparea acestor funcții, că ele vor fi funcții publice. Iar noi, pe partea noastră a organizațiilor de veterani și a veteranilor în general, să organizăm, să constituim un congres general care să fie reprezentativ și să delegăm 3, 4, 5 persoane pe fiecare post sau pe fiecare funcție din acest departament, care vor fi ulterior selectați prin concurs, cum își prevede legislația. Ni s-a promis că o să fie în 2 săptămâni. Noi am fost respinși de a participa în elaborare, în acest grup de lucru. O săptămână deja a expirat. Mai avem o săptămână și cred că la sfârșitul săptămânii viitoare ne expunem. La... Da. De aceea ați cerut ca și să veniți pe platforma noastră ca să fiți auziți și acum datorită acestei emisiuni. Poate ei vă privesc și sunt sigură că sunt acum cu ochii și ascultă ceea ce spuneți. Totuși, dumneavoastră solicitați acum ca să, în această săptămână cât a mai rămas, să fiți telefonați, să fiți invitați și să participați activ în elaborarea acestei entități în cadrul guvernului. Și totodată, în săptămâna care ne-a mai rămas, noi vom informa pe diferite, și mulțumim încă o dată TVC-ului 21 pentru platforma dată, să informăm veteranii și să îi preîntâmpinăm că o mai rămas o săptămână și dacă în timp de o săptămână nu ne vor invita să vedem ce fac ei, atunci cred că ne vom întruni din nou și să-l cerem socoteală. Cât de mult acum și ce mecanisme vreți să constituiți sau să îi realizați ca să vă uniți? Pentru că acum, ca niciodată, trebuie să fiți mai uniți. Deci, mă întorc la ideea sau la ce v-am expus anterior,
Deci, sunt mulți veterani care au înțeles sensul, care înțeleg... 15 am înțeles, că asociații... 15 asociații și organizații de veterani au venit cu... au făcut adunări la dumnealor, au venit cu acte, cu ștampile și au spus da, eu sunt cu tare și cu tare, e ca procesul verbal de... alipirii la de adunare noastră. Și e ca decizia noastră că să ne alipim într-o entitate juridică deci unică. Deci se înțeleagă guvernarea că sunteți mulți deja și puteți dar să vă uniți. Dar aceasta este o organizație obștească. Pe parcursul la 28 de ani s-a arătat că eficiența organizațiilor obștiești în soluționarea problemelor veteranilor nu este eficientă. E zero, practic. Oricum noi conștientizăm faptul că trebuie să ne unificăm într-o entitate juridică unică, dar existența acestui departament, birou, în cadrul guvernului ne va da toate pârghiile pentru rezolvarea... Și dacă nu veți fi auziți, ce veți face? Protesta? Vom ieși din nou în piață. Merge prin sate, acolo unde nu s-ar putea deplasa din teritoriul, de exemplu, Brăceni, Iedneț, chiar Ștefan Vodă, e departe, la fața locului vor bloca administrația publică locală. Deci sunteți puși serios deja pe ideea de a fi auziți. Mai departe unde merge? Pe noi ne unește pachetul social, care s-a spus aici, noi veteranii atât așteptăm la guvernare. Noi nu vrem politică. Nu ne trebuie politică. Politică, politicienilor să facă politica lor. Noi vrem pachetul social, să știm asigurați și stimați de societate și de... pentru că noi am adus pacea pe pământul Moldovei. Mai simplu nici nu spate. Cred că pe această notă putem să încheiem emisiunea. Nu. Nu? Mai aveți ceva să spuneți? Haideți. Deci eu vreau din partea mea, colegilor, tuturor veteranilor de război, să felicităm toate doamnele din țara noastră cu prilejul ocazii sărbătorii de primăvară. Toate mamele, soțiile, fiicele, surorile veteranilor de război, toate văduvele, mamele și surorile și fiicelor celor veterani care au căzut pe câmpul de luptă. Să vă dorim pace în suflet, liniște și să ne răbdați așa cum suntem tot noi. Vă mulțumim. În 92 n-am să uit niciodată cum ne plângeau oamenii noastre, trecem prin sate și plângeau cu lapte. Noi vrem să vă felicităm. Nu vă ridicați, că încă nu o să fie complicat să fim acum. Asta pentru toate femeile din Republica Moldova, cred eu, și pentru cele care le-ați menționat dumneavoastră. Și eu, dacă îmi permiți la urmă, aș fi vrut ca acest ciocoi să margă la mama lui Valeriu Dumbravă, care a născut nou copii și care și-a pierdut fiul, și să se uite în ochii la acești nouă frați surori, că a murit anul trecut, am fost la mormântare, și să vadă cât de triști a fost ochii acestei mame și a lui Moș Ion Dumbravă, care tot a fost veteran de război în al doilea război mondial. Ei nu cunosc cât de triști sunt ochii mame. Ei multe nu cunosc. Da, din păcate, ei sunt pe altă lume și noi suntem pe altă lume. Eu, pe această notă frumoasă de felicitare, vreau și eu să le doresc femeilor dragoste, respect de la cei care îi înconjoară și tot binele din casele dumneavoastră să se reverse în inimile dumneavoastră. Noi, în fiecare zi de miercuri, la 21.30, vă aștept la emisiunea Important aici și platforma noastră este un loc unde vă puteți spune durerile, doleanțele ca Republica Moldova să se schimbe și să începem să acționăm din această clipă fiecare dintre noi ca Republica Moldova să meargă pe o cale corectă. Numai bine, la revedere! La revedere!